Secția Parchetelor Militare din Parchetul General al României a dispus clasarea parțială a dosarului Apuseni în care și-au pierdut viața pilotul Adrian Iovan și student Aurelia Ion. Procurorii militari au decis clasarea cauzei în ceea ce privește acuzațiile de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și neglijență în serviciu în legătură cu intervenția reprezentanților instituțiilor statului implicate în operațiunile de salvare a supraviețuitorilor. Totuși, Parchetul General prin secția civilă de urmărire penală va continua cercetările în acest dosar pentru câteva fapte, respectiv acțiunile și inacțiunile ce doi membri a echipajului de zbor de pe aeronavă aparținând școlii superioare de aviație civilă atât în faza de pregătire a zborului cât și în faza de zbor. Activitatea de dirijare și control a zborului de către controlorii de trafic aerian. Activitatea lucrătorilor romața a membrilor Comitetului Ministerial condus de Ministrul Transporturilor și a Lucrărilor Centrului Operativ pentru Situații de Urgență de la același minister în legătură cu modul de gestionare acțiunilor de localizare, determinare a zonei de căutare și salvare a victimelor accidentului aviatic după prăbușirea aeronavei în cauză. Și de asemenea, Îngrijirile medicale acordate, precum și referitor la respectarea procedurilor prevăzute în ghidul de resuscitare 2010 de către medicii civili în ceea ce privește încetarea manevrelor de resuscitare și declararea decesului victimei, au transmis procurorii parchetului general despre dosarul la Puseni. Pilotul Adrian Iovan și student Aurelia Ion și-au pierdut viața în accidentul aviatic produs în 20 ianuarie 2014 în munții Apuseni, într-o zonă accidentală la peste 1400 de metri altitudine, la granița dintre județele Cluj și Alba. Epava avionului și victimele au fost găsite de trei localnici, după căutări care au durat aproximativ 5 ore și la care au participat pompieri salvatori, jandarmi montani, polițiști, salvamontiști, angajați ai Parcului Național Munții Apuseni și localnici.